Corvinul Hunedoara a remizat 1-1 în primul meci jucat pe stadionul Mihail Klein în actuala stagiune. Corviniștii au condus încă din prima repriză, din minutul 15, prin golul marcat de juniorul echipei, Lucas Câmpan, în vârstă de 17 ani, dar au fost egalați în minutul 50. Nu puteau să ne pună probleme decât noi puteam să introducem un joc. A venit acea greșeală, e omenească, e ceva normal până la urma urmei la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anului, de-a lungul campaniei noastre. Jucătorii sunt puțin încărcați de alergat, n-am ce să le reproșez și la toate meciurile, efectiv n-am ce, îi văd cum muncesc și la antrenamente, doar că e un blocaj. Rămân aceste două săptămâni, pauza asta bine meritată pentru noi, chiar e binevenită pentru că aveam nevoie de puțin timp. Peste 2500 de fani au asistat la primul joc al favoriților la Hunedoara, după întreg periplul european din această vară, iar alb-albaștrii i-au răsplătit cu o atitudine schimbată și cu un joc mai solid, în special în prima repriză. Întrecerea internă se oprește cu ocazia meciurilor echipei naționale și se va relua pe 14 septembrie, data la care Corvinul va evolua în deplasare la Drobeta, turnul Severin, cu viitorul Pandurii Târgu Jiu.